Pentru tinctura de muguri de brad, proaspăt se toacă mărunt și se pun într-un borcan de sticlă. Trebuie să umpleți jumătate de borcan. Completați cu alcool de 90 de grade până la gura borcanului. Închideți ermetic și lăsați la macerat 10 zile. Strecurați și depozitați tinctura de brad în sticle brune. Se poate consuma câte o linguriță de 3 ori pe zi diluată cu un sfert de pahar de apă. Tuse și bronșite, se ia câte o linguriță de sirop din oră în oră. Anemie, surmenaj psihic, se iau câte 3 lingurițe de sirop pe zi timp de 14 zile. Migrene, vomă, se mestecă bine 4 muguri de brad vers și se înghit. Sau se bea sirop de muguri de brad cu apă. În cazul migrenelor se pot face frecții blânde ale tâmplelor și frunții cu tinctură de muguri de brad. Gastroenterită, se administrează câte o linguriță de tinctură de muguri de brad de 4 ori pe zi, care se picură pe o bucată de pâine. Cura durează 12 zile. Băi cu muguri de brad se recomandă copiilor bolnăvicioși și slabi. Se face un ceai concentrat de 2 mâini de muguri de brad și 5 litri de apă, fierți 3 minute. Se strecoară și se adaugă în apa de baie. Contra durerilor articulare se pot aplica cataplasme cu muguri de brad fierbinți. Se lasă să acționeze jumătate de oră. Este bine de știut că molidul are proprietăți similare bradului și poate fi folosit în același mod și scop.